Am introdus cardul meu personal. Da? Observați pe ecran, i-a fost afișat medicului un filtru pe cardul care e introdus în cititor. De ce? Dacă vede altcineva ecranul, să nu se vadă decât exact informația despre card. Sistemul mi-a returnat un set de informații că sunt salariat, probabil că ce mai am eu acolo înregistrat în fișa electronică, și spune editează cardul. Aceste elemente sunt doar opționale, nu sunt obligatorii, nu ne obligă nimeni să le înrolăm, să nu se înțeleagă greșit. Și acestea sunt datele mele de identificare de pe card, da? Observați, sunt estompate, nu putem să avem acces la ele. Acesta e medicul meu de familie în realitate, da? Am introdus grupa sanguină. Dacă doresc, am o boală cronică introdusă, dacă doresc să-mi adaug, nu eu, ci medicul, că el are competențe. Aici. Medicii știu codurile, eu nu le știu că nu sunt medic. Și spun cardiopatie ischemică, selectează, mi-a adăugat-o aici, salvează și o să vedeți imediat rezultatul. Nu întâmplător am luat cardiopatia. Datele au fost salvate cu succes pe card, acceptă și mă întorc din nou la editează cardul. E trecut de 2 ori, deși eu am înregistrat o singură dată. De ce? Pentru că eu în dosarul meu de sănătate eram înregistrat la o dată anterioară cu această boală cronică. Îmi înregistrează orice moment în care se adaugă o informație nouă asociată pe card. Dacă doresc să șterg aceste informații, oricând pot să șterg această informație și o să vedem dacă o salvează sau nu. Salvez, rămân cu glaucomul să vedem sigur că rămâne acolo. Ne returnează sistemul, de aceea așteptă dovada că s-a înregistrat pe card această informație și verific dacă într-adevăr s-a salvat sau nu. A salvat informația ștersă în cazul acesta. Mai întâi am adăugat o boală cronică, pe urmă am șters-o. La fel de bine pot să adaug diagnostice, dar vă rog să mă credeți că eu nu știu ce scrie aici. Nu sunt de specialitate, n-am competențe. Dacă eu, ca furnizor în sistem, nu-l recunosc pe om ca fiind cel care mi-a adus cardul, am posibilitatea să-i anulez cardul pentru a evita un potențial furt de identitate. Da? Oricând pot să schimb PIN-ul cardului, dacă l-am uitat, pot să-l schimb, să resetez PIN-ul. Da? A schimba PIN-ul înseamnă că știu pe la vechi, a reseta PIN-ul nu știu pe la vechi, dar introduc altul nou. Da? Cam asta e.